Cazania duminicii an 19 după pogorârea Sfântului Duh despre iubirea vrăjmașilor. Frați creștini. Dumnezeu a poruncit prin prorocul Moise să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Leviticul capitolul 19 versetul 18. A socotit și a legiuit să iubim pe orice om, fie prieten, fie vrăjmaș, după cum se vede din porunca lui dată, prin aceeași lege lui Moise, de a face bine și vrăjmașilor, zicând, de vei întâlni boul dușmanului tău sau asinul lui rădăcit, să-l întorci și să îl duci. De vei vedea asinul vrăjmașului tău căzut, sub povară, să nu-l treci cu vederea, și să-l ridici împreună cu el. Ieșirea, capitolul 23, versetele 4-5 Dumnezeu n-a zis atunci, iubiți pe vrăjmașii voștri. Matei, capitolul 5, versetul 44 Din cauză că inima israelitenilor, care se născuseră și crescuseră împreună cu egiptenii, era prea învârtoșată și pătimașă, și nu putea să cuprindă atunci această învățătură. Ca să nu cadă în păgânătate și în închinare la idolii neamurilor, care se învecinau cu dânsii, după ce a arătat că aceste neamuri vrăjmașe iudeilor sunt vretnice de moarte, i-a învățat ura, nu dragostea, față de ei zicând, când Domnul Dumnezeul tău te va duce în pământul la care mergi ca să-l moștenești, și va izgoni de la fața ta neamurile cele mari și multe, și anume pe Hetei, pe Gherghesei, pe Amorei, pe Canaanei, pe Ferezei, pe Hevei și pe Iebusei, șapte neamuri care sunt mai mari și mai puternice decât tine, și le va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale și le vei bate, atunci să le nimicești. Să nu faci cu ele legământ și să nu le cruți. Deuteronomul, capitolul 7, versetele 1-2. Ca atare, iudeii socoteau între poruncile legii lui Dumnezeu nu numai dragostea față de prieteni și față de cei care erau de același neam cu ei, ci și ura față de vrăjmași și față de cei de alt neam. De aceea, și Mântuitorul nostru le-a zis, Ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Matei, capitolul 5, versetul 43 Cum însă Mântuitorul nostru a venit în lume, nu ca să strice legea lui Moise, ci ca să o împlinească, arătând nedesăvârșirea acestei porunci a legii vechi, prin tâlcuirea ei, a poruncit zicând cu hotărâre, iar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Matei, capitolul 5, versetul 44 Această poruncă a înălțat și a slăvit foarte mult învățătura Evangheliei. De această poruncă s-au minunat elinii închinători la idoli și chiar și alți necredincioși. Această poruncă este slava și lauda legii creștinești. Niciun legiuitor, înainte de Hristos, nu a învățat pe oameni vreodată să iubească și să facă bine vrăjmașilor. Cine păzește această poruncă face să înceteze toate răutățile din lume aduce pacea cerului pe pământ și preface pământul în cer. Omul care păzește această poruncă se ridică la înălțimile de care îl fac asemenea cu Dumnezeu. Cel ce răsare soarele său peste cei răi și peste cei buni și plouă, peste cei drepți și peste cei nedrepți, după cum spune Sfânta Evanghelie. Unii creștini recunosc că această învățătură este sfântă și dumnezeiască, dar zic că ea este foarte grea. Este împotriva socotelilor lor și chiar împotriva firii omenești. Dacă vom iubi, zic ei, și vom face bine celor care ne fac rău și care vrăjmășesc avutul nostru, cinstea noastră și viața noastră, aceștia ne vor socotine buni, ne vor face de ocară lumii pe vrăjmașul nostru, zic ei iarăși, și inima noastră îl urăște. Și sufletul nostru se întoarce de la el și mintea noastră ne îndeamnă să ne răzbunăm asupra lui. Frate creștine, astfel de cuvinte sunt cugete omenești, fără de socoteală, sunt gânduri greșite. Cel care va cerceta lucrul cum se cuvine, acela va vedea că această poruncă nu este grea, nici potrivnică socotelilor lumii și nici împotriva firii omenești. Vrăjmașul tău, fiind urât de tine, va ocără și el pretutindeni numele tău, pricinuindu-ți mâhnire. Vrăjmașul urât de tine va vrăjmăși și el cinstea ta, pricinuindu-ți necaz. Vrăjmașul urât de tine va împiedica și el în tot felul creșterea avutului tău și starea ta de fericire, pricinuindu-ți mânie, durere și tulburare. Când urăști pe vrăjmașul tău, trebuie să priveghezi noaptea și ziua, ca să afli dinainte vicleșugurile lui. Trebuie să fii cu cea mai mare luare a minte, ca să nu-ți lovească femeia ta, copiii tăi, rudenile tale, prietenii tăi, casa ta. Trebuie să alergi încoace și încolo, rugându-te de unul și de altul, ca să te ajute și să te apere de vrășmășia lui. De vei ședea la masă și pâinea ți se va face amară, pentru că te vei teme de urmărirea vrăjmașului tău, de te vei culca în patul tău, somnul îți va fi tulburat și neliniștit, pentru că vei visa pândirea vrăjmașului tău. Nici ziua nu vei avea pace, nici noaptea liniște. Nici mintea nu vei putea stăpâni cum se cuvine la nevoile tale. Dacă vei înfrânge pe vrăjmașul tău și îl vei pedepsi, ai să te bucuri într-adevăr, dar puțin timp, căci va urma apoi mustrarea conștiinței tale. Dacă nu îl vei birui, dorința răzbunării se va face vierme neadormit în inima ta și foc aprins în cele dinăuntru ale tale. Căci roadele vrașpei sunt mâhnirea, necazul, mânia, durerea, frica, grijile, luptele, chinul mințitale, tale, tulburarea sufletului tău și frământarea inimitale. tale. Izbăvirea de aceste răutăți stă în voința ta. Atârnă numai de o singură și statornică hotărâre a ta de a iubi pe vrăjmașul tău dezrădăcinând vrajba din inima ta. Când vei face aceasta, te vei simți vesel, nemânios, blând, netemător, liniștit, pașnic și netulburat. Pune astfel înaintea ta toate relele pe care ți le aduce ura împotriva vrăjmașului tău și toate binefacerile pe care ți le aduce dragostea față de vrăjmașul tău. Și atunci, vei vedea care atitudine este mai ușoară, dragostea sau ura. Câteva pilde din Dumnezeieștele Scripturi și din viața marilor dascăli ai învățăturii evanghelice te vor ajuta să vezi că ura față de vrășmași este un păcat, iar dragostea față de ei este cea mai mare faptă bună. În Cartea Faptelor Apostolilor se spune despre Sfântul Apostol și Întâiul Mucenic arhidiaconul Ștefan, că se ruga în genunchi lui Dumnezeu pentru vrăjmașii care l-au împroșcat cu pietre până l-au omorât. Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 60 În scrierile sale, Sfântul Apostol Pavel spune că Sfinții Apostoli, ocărâți fiind, grăiau de bine, izgoniți fiind, răbdau, huliți fiind, mângâiau pe vrăjmașilor. 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 12-13 După ei, toți sfinții au făcut la fel. De pildă, sfinții Atanasie, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur și alți nenumărați sfinți, pe care toată lumea îi socotește mai înțelepți decât toți oamenii. Însăși slava și sfințenia firii omenești, Cântându-le în fiecare zi, toți creștinii, laudele, sfințenii lor și rugându-se ca să se facă și ei părtași de cinstirea și slava lor. Prin dragostea față de vrăjmașii lor, ei nu numai că n-au ajuns să fie o cara lumii, ci au ajuns de-a dreptul slava și mândria lumii. Că dragostea față de vrăjmași este chiar un lucru firesc al omului, ne-a arătat însuși Domnul Iisus când a zis, Precum voiți să vă facă vă oamenii, faceți-le și voi asemenea. Luca capitolul 6 versetul 31. Dacă vei întreba pe oamenii fiecărei credințe, fie creștini, fie evrei, fie mahomedani, fie închinători la idoli, toți îți vor răspunde într-un glas. Că legea aceasta este dreaptă și necesară omului. Ce vrea și ce cere orice om de la vrăjmașul său bine sau rău, folos sau pagubă, iubire sau vrăjmășie. Cum vrei să-ți facă ție vrăjmașul tău, asemenea fășitului, lui, după cum te învață Iisus Hristos zicând, Precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi asemenea. Luca, capitolul 6, versetul 31 Tu vrei negreșit ca vrăjmașul tău să înceteze prigonirea, vrăjmășia, vicleșugurile, cearta, și să te iubească. Atunci încetează și tu ura. Smulge din inimă vrajba și iubește-l. Dacă nu poți face acest lucru, atunci inima ta nu mai are starea ei cea sănătoasă și firească, ci este bolnavă și stricată de răutatea ta. Sufletul tău este gol de orice faptă bună și lipsit de harul dumnezeiesc iar mintea ta este întunecată de patimile tale și păcatele tale întunecă dreaptea ei judecată. În vremea în care se liniștesc puțin valurile patimilor tale, mintea îți arată că vrajba mă sufletul și trupul. Vrajba te prăpădește întâi pe tine și îți spune că este mult mai bine să te împaci cu pismașul tău, să prefaci pe vrăjmașul tău în prieten fiindcă aceasta folosește mai mult sufletului tău. Aceasta aduce pace și liniște în viața ta și contribuie la buna conviețuire a oamenilor pe pământ. Frați creștini, la aceasta ne îndeamnă prin pilda sa însuși Dumnezeu, ziditorul cerului și al pământului și al tuturor făpturilor văzute și nevăzute. Dumnezeu, care dă omului ființa, viața, hrana și tot ce are omul, Dumnezeu, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din înălțimea slavei sale dumnezeiești, în mijlocul oamenilor, și s-a smerit pe sine, făcându-se om, Dumnezeu, care pentru dragostea de om, ca un prunc, a plâns în peștera din Betleem, ca un om a vărsat lacrimi la mormântul lui Lazar și ca o slugă a spălat picioarele ucenicilor. Dumnezeu, care pentru dragostea de om și-a jertfit pe cruce prea sfântul său trup și sânge, ca prin împărtășirea cu ele să rămânem totdeauna uniți cu el. Dumnezeu, care pentru mântuirea omului a pătimit în vremea lui Ponțiu Pilat, s-a răstignit în mijlocul al doi tâlhari a gustat oțet și fiere și a murit răstignit pe cruce. Dumnezeu care va veni iarăși să judece vii și morții. Dumnezeu care mai înainte de întemeierea lumii a pregătit în părăția veșnică celor care ascultă poruncile lui Dumnezeiești. Dumnezeu care pe cruce fiind răstignit s-a rugat pentru vrăjmașii săi zicând Părinte, Iartă-le lor că nu știu ce fac. Luca, capitolul 23, versetul 34 Acesta este cel care ne povățuiește să iubim pe vrăjmașii noștri zicând, iar vouă celor ce ascultați vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Luca, capitolul 6, versetul 27 Dacă porunca aceasta ar fi împotriva firii oamenilor, cel care a dat firii în sușirile și poate preface cum voiește. Oare nu știm că lumina soarelui a prefăcut-o oarecând în întuneric și întunericul orbilor l-a prefăcut în lumină, dându-le lor vedere? Oare nu știm că surzenia a prefăcut-o oarecând în auz, deschizând urechile surzilor? I-a vindecat pe cei slăbănoci și a prefăcut moartea în viață, învin din morți până și pe Lazar, care era mort de patru zile. El a zis celor care cred în el, îndrăzniți, eu am miruit lumea. Ioan, capitolul 16, versetul 33 Astfel, a dat celor care cred în el puterea de a birui orice greutăți, în îndeplinirea și păzirea poruncilor, chiar atunci când acestea nu sunt pe socoteala lumii sau par că sunt nefirești ca și porunca iubirii vrăjmașilor noștri. Frați creștini, iubitorul de oameni Dumnezeu, care poartă grijă nu numai de mântuirea cea veșnică a sufletului nostru, ci și de bunăstare cea vremelnică a vieții noastre, vrând să ne izbăvească de mulțimea relelor pe care le aduce vrajba, a dat această poruncă sfântă și mântuitoare zicând Iubiți pe vrăjmașii voștri, Faceți bine celor ce vă urăsc pe voi. Luca, capitolul 6, versetul 27 Celor care păzesc poruncile lui le-a făgăduit răsplătire însutită, binecuvântare părintească și împărăție veșnică, zicând Veniți, binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Matei, capitolul 25, versetul 34 le-a făgăduit bucuria stăpânului cea negrăită zicând, Intră într-o bucuria Domnului tău. Matei, capitolul 25, versetul 21. Le-a făgăduit fericire fără sfârșit, zicând, Fericită este sluga aceea pe care, venind stăpânul său, o va afla, făcând așa. Matei, capitolul 24, versetul 46. Dar celor care iubesc pe vrăjmași, le-a făgăduit nu numai toate acestea, ci ceva mai presus de acestea. Le-a făgăduit moștenirea fiască, zicând: Și răsplata voastră va fi multă, și veți fi fii celui prea înalt. Luca, capitolul 6, versetul 35. Care limbă omenească poate arăta la câtă slavă și cinste, la câtă bucurie și înălțime se ridică cel care s-a învretnicit? să fie fiu al lui Dumnezeu. La această vreticie nu se vor ridica cei care nu se supun poruncii a tot puternicului Dumnezeu și rămân nemișcați în pierzătoarea de suflet ură față de vrăjmașii lor. Pe acești călcători ai poruncilor lui Dumnezeu nu i așteaptă nimic altceva decât numai focul cel veșnic, chinul cel fără de sfârșit, plângerea și scrâșnirea dinților și durerea iadului, așa cum ne spune Evanghelia. Și acum, ce hotărâre urmează să luăm noi, cei care mai urâm încă pe vrăjmași? Dacă credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, dacă credem că El va veni să judece vii și morții, dacă credem că cei care au făcut cele bune în viața lor vor învia ca să dobândească viața cea fericită, iar cei care au făcut cele rele ca să se osândească cu chinuirea cea veșnică, dacă credem că cei care vor muri neîmpăcați cu vrăjmașii lor nu pot sta înaintea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, dacă credem că numai aceia văd fața lui Dumnezeiască și petrec totdeauna cu dânsul, care vor desrădăcina ura din inima lor și vor sădi în locul ei dragostea, atunci, să venim și să cădem la picioarele prea milostivului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, cu umilință și cu lacrimi, strigând către El din adâncul sufletului nostru. Întru tot îndurate, Doamne, stăpâne iubitorile de oameni, greșit am la cer și înaintea Ta. Tu, pentru mântuirea noastră sufletească și pentru trăirea pașnică a vieții noastre vremelnice, ai dat poruncă și ai zis – să iubim pe vrăjmașii noștri. Iar noi, fiind răi și nesocotiți, n-am luat în seamă porunca ta cea dumnezeiască și mântuitoare și am urât pe vrăjmașii noștri. Îndelung răbdătorule Iisuse! Arată-ne milele tale, mult milostive, Părinte! Milostivește despre neputința noastră! Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi! Iar noi îți făgăduim că ne vom împăca cu vrăjmașii noștri! Și de acum înainte ne vom iubi unii pe alții ca niște mădulare ale unuia și aceluiași trup al Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava, cinstea și închinăciunea împreună cu Tatăl cel fără de început și cu preasfântul și de viață făcătorul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fă misiune împreună cu noi. Te invităm cu drag să te scrii la canal.